Bun găsit, bun regăsit, doamnelor și domnilor, la standul editurii Spandu Gino, penultima lansare a zilei, una cu totul și cu totul specială și pentru carte în sine și pentru prezențele extraordinare de la această lansare. Spuneam o lansare specială, cartea doamnei Sanda Golopenția, Memorii colective, Intermemoria, România globală. Aici, în fața dumneavoastră, imediat, sunt împreună cu mine doamna Doina Jela și Teodora Eliza Văcărescu, prin Skype de peste ocean. Avem privilegiu să fim împreună cu Sanda Golopenția. Împreună cu noi e, de asemenea, domnul Zoltan Rostaș, domnul Mihai Zanfir, doamna Mihaela Mancaș. Da. Și lângă Sanda, Și lângă doamna Sanda Golopenția, domnul Eretescu, pe care îl salutăm și cel care ne va însoți din prim plan la următoarea lansare, care va începe la ora 6. Cartea de față se spune pe coperta ultimă, coperta 4 a ei, lansează cititorilor o provocare. Poate că despre această provocare și mai atât ne va vorbi Doina Jela. Vă rog. Prietenul apropiat al Sandei Golopenția și al domnului Eretescu, Zoltan Rostaș, ne-a făcut surpriza săptămâna trecută să vină și la lansarea cărții mele. Întâmplător sau neîntâmplător, eu am început cu un elogiu al lor și al cuplului Golopenția-Eretescu, așa cum am început vorbitorincii acum 2 săptămâni, dar Zoli mi-a dat un curaj extraordinar de a o ține pe aceeași cale, pentru că el a spus că textele lor, cărțile lor, ale sale, vreo 10 le-am publicat numai împreună, ale Sandei, între timp, cred că tot vreo 10 au fost cele pe care ba le-am redactat, ba le-am tradus, ba le-am pur și simplu, chiar le-am editat, cum ar fi viața noastră cea de toate zilele, pentru mine cea mai mare realizare a mea ca editor și ca editor al unui autor, pentru că, așa cum am spus întotdeauna, o prețuiesc foarte tare pe Sanda Golopenția ca autor de literatură. M-a încurajat Zoltan Rostaș săptămâna trecută zicându-mi că cea mai fidelă și mai adecvată lectură a textelor Sandei Golopenția e curios, dar le-au făcut literații. Așa încât mă prind niște aripi, probabil un pic cam prea îndrăznețe, începându-mi speech-ul cu o afirmație poetico-literară, și anume, convingerea mea, pe care întotdeauna i-am împărtășit-o Sandei și tuturor celor pe care îi cunosc, este că Sanda Golopenția este unul din acei autori români care zboară atât de sus că uneori nu-i vedem. Nu-i vedem, zboară deasupra norilor. Uneori nu-i vedem. Nu vorbesc numai despre dificultatea de a înțelege discursul ei științific. Eu vorbesc despre nivelul și miza extraordinară a cărților ei și vorbesc despre capacitatea ei extraordinară de a privi totul de foarte de sus și dând o imagine globală a tot ceea ce vrea să ne spună ea în cărțile ei. Cartea aceasta este una unitară din punctul de vedere al operei, este un fel de monadă a întregii ei opere și cred că este bine că este așa, din punct de întâi citit, din punct de vedere tehnic. Și aici vreau să felicit editura Spandugino că, venind cu o carte care pare să fie o culegere de texte, în realitate este un fel de prezentare
a întregii opere a Sandei, pentru că începe din 71 cu un material publicat într-o revistă românească de specialitate în 77 și se termină. Deci noi nu avem altă posibilitate, nu avem altă posibilitate să știm aceste texte, pentru că cele mai multe dintre ele s-au publicat în reviste străine, reviste care au, nu-mi dau seama cât de mulți cititori, dar în orice caz trebuie să aibă cititori competenți ca să înțeleagă. Ori eu îmi duc incompetența printre textele Sandei Golopensia, din când în când, având revelația scopului și al obiectivului urmărit de aceste texte, care este unul dublu. Este vorba despre o extraordinară preocupare pentru om, pentru folosul cititorului, chiar și acela care nu ajunge la textele respective, și expresivitatea lui. Dacă aș lua sfârșitul, foarte scurtei prefețe a Sandei, ea ne povestește acolo ce face în cartea asta, și la sfârșitul acestui cuvânt înainte, care este o prefață, Sanda zice, un ultim paragraf, zice, mai presus, dincolo de acestea, însă vorba acum despre revenirea la munca, la matcă, a unor pagini care aparțin intermemoriei înaintașilor și colegilor mei de teren din România și îi enumeră, începând chiar cu Ștefania Cristescu, Mihai Pop, Constantin Erețescu, Rusandra Guru, Guțu Pelața, adică colaborator de lungă durată. Și ultimul paragraf zice așa, Tudego zice, este o zi de vară cu arșiță la începutul anilor 70. Am plecat de la Sârbi în 3. RGP, Ruxandra Bepelața, Constantin Erețescu și cu mine, să vedem cum e brebul. Cine citește Sanda Golopensia știe de mult cum e brebul. Este un loc mirific și familiar nouă tuturor. Mergem toropiți prin zumzetul tare, trecem pe lângă un land lăzăreț de hrișcă, nu ne gândim încă la mutări altele decât cea a echipei de cercetători dintr-un sat maramureșan în satul vecin. Este o clipă bună, dinainte de răsniri. La întoarcere, Mihai Pop a spus da. Se termină prefața. La ce a spus Mihai Pop da? În loc să fie o închidere a unui text, este o deschidere. Și este o deschidere spre poezia întregii literaturi pe care o face Sanda. La o săptămână după ce am primit cartea, Sanda a vrut să vadă o emisiune pe care nu putea să o vadă în românește. Și atunci telefonez unui prieten din America și îi spun, vezi, poate poți să o ajuți, că poate nu-i merge internetul pe aceleași, mă rog, lungim de undă cu noi. Și băiatul ăla se omoară și spune, dăm telefonul lor. Și eu, ca să le dau telefonul lor, spun, Sanda, băiatul ăsta trăiește în America de prin 1990 și este cel care a pus pere în plop. Și Sanda, foarte, întotdeauna, ori de la ce o scoție, e foarte atentă și foarte vie la dialog. E foarte atentă la dialog. Nu zice, a, bine, nu știu cine e băiatul ăla, salutare. Nu știu cine este și îi spun, nu știi povestea cu perele din plop, și îi spun, Sandu Daniel, zic,
cu o săptămână înainte de a cădea Ceaușescu, Ceaușescu a zis că comunismul nu o să cadă niciodată decât când o face plopul pere. Și zic, știi ce au făcut băieții ăia în noaptea aia? Au pus pere în plopi. Și Sanda, cu râsul ei minunat și tineresc, a zis, vai ce frumos! Și imediat a început să funcționeze intermemoria, că în fond asta este. Sanda zice, ia fii atent ce ciudați. Exact pe strada noastră în Providence, sunt plopi, plopi, plopi. Și nu știu cine și cum, probabil municipalitatea i-a corcit cu pere. Zice, sunt niște pere amărâte, ca niște pere pădurețe, dar florile lor fac niște... fac niște flori foarte... Copacul respectiv face niște flori foarte parfumate. Așa funcționează intermemoria. Eu zic ceva și tu zici legat de ceva de asta și eu zic ceva și, în fond, ăsta e simplu bavardaj? Nu. E dovadă că mă interesează ce spui tu, interlocutor al meu, și pe tine nu numai că te interesează, dar îți activează ție dorința de dialog. Deci asta ar fi. În rest, ce pot eu să spun este că ceea ce este mare la Sanda Golopenția și o face să zboare foarte sus, cum am spus, este că foarte rar, spre deosebire de alți cercetători care sunt descriptivi ai fenomenelor pe care îi Sanda introduce, inventează și introduce concepte. Acesta este un lucru extrem, extrem de rar, chiar și la oamenii de știință dotați. Este un lucru extrem de rar, de pildă, și nu că introduce concepte, dar introduce concepte foarte, foarte rodnice și pentru noi oameni obișnuiți. De pildă, istorie conversațională. Unul din conceptele care mă obsedează de nu știu câtă vreme, de când le-am văzut prima dată în textul care începe de la Ich sterbe al lui Chekhov și care ne trimite nouă iradieri în toate direcțiile noastre. Istorie conversațională înseamnă relația mea între tine și mine. Dacă această istorie conversațională, adică reluăm un dialog, noi reluăm un dialog de acolo de unde l-am lăsat. Dacă această istorie conversațională se întrerupe, cum zice într-o carte, îngropați-mă pe după plintă, e un fel de s-a rupt firitorul iubirii. Asta este, totul trimite la asta. Memoria, interrelația, totul trimite la asta, la relația asta de neîntreruptă, bun, neîntrerupt dialog. Intermemoria însă înseamnă mult mai mult decât atât, înseamnă participarea unei întregi comunități la întreținerea ei. Un alt concept care mi-a atras atenția, restul o să le vedeți pe toate, este vorba de română, limba română globală, adică limba română care se vorbește în țara unde te simți, în România, unde te simți la tine acasă, în baia ta lingvistică, unde vorbești cu ușurință și chiar inventezi ușor. Și sfiala de a o vorbi într-un mediu în care ea nu se vorbește ca limbă principală și transformările pe care chestia asta le aduce. Noțiunile astea de limbă de vorbitor și de limbă vorbită activ, de limbă vorbită, cunoscută, dar
cunoscută latent și pasiv, adică cunoști limba ta de acasă, o știi bine, neavând cu cine să o vorbești, nu mai vorbești. Și în fine, al treilea stadiu de pierdere a unei limbi, limba amuțită. Ei, asta este o dramă. Nu este doar un studiu științific, este reactualizarea unei drame pe care o trăiesc limbile ca și cum ar fi niște ființe. Așa. Și încă o noțiune, ca să nu vorbesc așa, și încă o noțiune post-bilingvismul. De obicei, lumea când pleacă, și pleacă, știm că pleacă, așa, de obicei lumea când pleacă își păstrează cele două limbi, cea pe care o învață în țara unde se duc și cea pe care o știu de acasă. Eugen Seidel, care este unul dintre cele mai interesante personaje și misterioase din misiunea de dincolo, de la Est, de Bug, care este o carte, una din acelea în care într-adevăr Sanda zboară foarte sus, pe documente de securitate, dar zboară foarte sus și ar trebui să ne ridicăm la înălțimea ei, că așa e plină de epic și de dramă și de tragedie. Sunt, știți bine că în urma acestei misiuni știm bine că tatăl Golopenției și-a pierdut viața în timpul anchetei și știm bine că, sau eu, mie mi se pare că știu bine, că munca aceasta care însumează vreo 16-20 de mii de pagini scrise, transcrise de Sanda Golopenția după opera tatălui ei, vine ca urmare a unei scrisori, o să mă apuc să vocesc acum, dacă nu o să fiu suficient de așa, găsește în documentele de la securitate o scrisoare care i-a fost ei adresată când avea 10 ani și tatăl ei era ucis, este o scrisoare care e adresată în care tatăl ei spune: Sanda, uită-te prin cărțile mele. Tatăl ei nu îi spune: citește-mi cărțile, editează-mi opera, fă-mi așa, dedică-ți toată viața mie. Dar acest legat testamentar pe care îl face, uită-te în cărțile mele, transformă întreaga viața Sandei într-o operă. Vă recomand, chiar dacă nici nu știu câte exemplare are cartea, nici nu știu dacă există, dar Românii de la Est, de Bug, sunt o carte plină de informație și de sânge. Și ultima carte, e adevărat. Ce aș mai fi vrut să mai spun aici este că destinul fiecăruia dintre oamenii care au participat la misiunea de la Est de Bug este privit de către Sanda Golopenția cu aceeași deferență, cu aceeași cu același respect pentru ființa fiecăruia dintre ei și fiecare, de ceea ce mă face să spun că sunt îndreptățită să-i citesc cărțile ca literat și că nu știu ce ai, când nu înțeleg ce ai, ilocutoar, perlocutoar, bilingvism pierdut, regăsit, chestii de-astea, ba încă niște formule și mai rebarbative, citesc o dată, de două ori, de trei ori, zici că eram să zic un cuvânt mai de românesc, așa. Tipo nu e de nasul tău, dar imediat găsesc un fragmentel care este chiar de nasul meu, Văsălie din Breb, care își inventează așa, care își inventează niște vieți imaginare și care este personajul pitoresc al Brebului, privit și el nu ca personaj pitoresc, ca un
ci ca o ființă care trăiește altfel, o lipsă sau așa, și, ca să nu mai spun de popa, nu popa, cum îl cheamă pe tipul care le face oamenilor pe bani texte despre când vor fi morți. Da. Da, 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 treaba cu numele este aici. Diaconul Opriș. Versurile Opriș, pe care le avea pe toate într-un caiet și care îi povestea, e un fel de, e o variantă a tipului de la Cimitirul Vesel, de la Săpânța. O variantă a celuia. Acela își făcea singur versurile aici, pe bani, înainte de moarte, omul îi cerea lui diaconului Opriș să îi povestească viața. Și ăsta îi povestea viața și la sfârșit, zice Sanda, care nu te aștepți să aibă atâta umor pens sans rire, că ea zice, după ce sicriul era cusut, în loc să zică că era bătut în cuie, ăsta e cuvântul, zice, după ce sicriul era cusut, îi se dădea cuvântul și mortului, zice Sanda. Și nu te aștepți să găsești și chestii de-astea de umor. Am notat foarte multe lucruri la sfârșitul cărții, dar nu vreau să imobilizez. Da, nu vreau să imobilizez discursul și să vă plictisesc. Sanda, o să fiu cititoarea posta ta elevă, de-aia sunt, o să fiu cititoarea ta până la sfârșitul zilelor mele și o să te admir și o să-mi fii acolo sus, deasupra norilor, întotdeauna. Vă îmbrățișez tare pe amândoi. Mulțumim, Doina Jela, pentru această introducere atât de rafinată și de emoționantă. Poate de pe un alt versant, Teodora Eliza Văcărescu ne va spune la rândul său în ce constă această provocare extraordinară. Vă rog. Da, bună ziua din nou și mă bucur să vă văd, să vă revăd, vă îmbrăcișez cu mult drag și vorbim mâine dimineață la dumneavoastră la telefon din nou. Până atunci să vorbim la lansare. Ca de obicei, când trebuie să vorbesc despre volumele doamnei Golobenții ale domnului Erătescu, am mari emoții, mai ales după ceea ce ne-a povestit Doina Jela, ceea ce ne-a mărturisit, pentru că a fost o relatare extrem de personală și de emoționantă. Eu am pregătit, ca de obicei, foarte mult, o să încerc să aleg câteva aspecte. E un pic mai chirurgicală abordarea mea decât emoționantă. Chiar încercam să încep într-o modalitate ludică, prin două anecdote, pe care evident le-am preluat din volumul dumneavoastră, din Intermemoria. Dar înainte de a face asta, voiam să răspund la ceva ce a spus Doina Jela și anume faptul că doamna Golopenția folosește concepte și mai mult decât atât, gândindu-mă la faptul că a intrat în limbă, deci a început să acumuleze, să învețe să vorbească, să învețe cuvintele limbii române, dar înainte de a ține în frâie limba română a inventat deja cuvinte, Ciuli, cu siguranță mai departe, în întreaga sa carieră, în scrierile eseistice și în cele științifice, dar mai ales în cele eseistice și de memorii, a inventat foarte multe cuvinte care îmi sunt dragi și am imitat-o și eu de câteva ori în textele mele. Revenind, voiam să vorbesc despre trei teme pe care le-am identificat și care mă interesează în Intermemoria.
dar nu cred că voi avea timp să le acopăr pe toate, cel puțin nu în integralitate. Una ar fi memoria colectivă, memoriile colective latente și din aceasta mergând spre grupurile de femei. Apoi ar fi cercetările Ștefaniei Cristescu recuperate de Sanda Golopenția și continuate, editate și continuate de autoare în acest volum. Și aș fi adăugat un portret al cercetătoarei Ștefania Cristescu, pentru că am citit și am scris destul de mult despre ea și în cele din urmă câteva lucruri despre conceptul de intermemorie, dacă mai este timp. Prima anecdotă, ca să zâmbim un picuț, folcloristul merge alert pânditor pe uliță, în dreptul unei case, vede așezat un om. Ce faci, moșule? Șed. Șezi și gândești? Ba nu, numai șed. Nu este doar o anecdotă, o glumă, ci se referă la faptul că dincolo de nivelul strict semantic, sintactic al exprimării, se află la nivel pragmatic ceva mult mai profund, și anume respingerea acestui om de a intra într-un dialog cu cercetătorul și de a-i spune ce gândește. La fel, nici a doua nu este strict o anecdotă și se leagă de ceea ce deja despre care a vorbit doamna Jela Doina, și anume despre o poveste imaginară. Studenții și profesorii de la Universitatea din Brown, ne povestește Sanda Golopenția, conversează de mai bine de 70 de ani despre un profesor imaginar numit Josiah S. Carberry. Iar el era un profesor de psihoceramică și nu ținea cu regularitate discursuri, prelegeri despre cioburile din delta Amazonului, influența psihoceramicii asupra neoprotestantismului de la Berkeley sau negativismul pozitiv. Carberry, și se construiește o întreagă istorie, avea o soție, avea două fiice, una dintre ele de pildă era vânătoare de animale ale căror nume încep cu PT, de genul Ptamirgam, Pterodactyl, Pteropoda și așa mai departe, și un asistent. În fine, în 4 iulie 1956, profesorul a navigat în jurul lumii 24 de ore și a expediat la Brown, de pe fiecare meridian, 24 de vederi, telegrame. Și a prânzit de 24 de ori în acea zi de pomină. Iar studenții și cadrele didactice de la Brown, de la Universitatea Brown, tratează această chestiune și această poveste ca pe ceva care îi leagă, reprezintă un liant al comunității, și avansez deja și practic închei discuția despre intermemorie, care era mai largă. Este ceea ce face și Văsălie de 65 de ani, dacă nu mă înșel la data cercetării, care își inventează în fiecare interacțiune cu sătenii o altă identitate, o întreagă familie, bare, o soție și trei copii, o soție foarte tânără de 20 de ani, altă dată are o soție de 80 de ani, altă dată este un adolescent care este amorezat de cineva din sat, și locuitorii sătenii interacționează și continuă, discută în acest registru, considerând faptele relatate ca pe o memorie colectivă, ca intermemorie, ca apel la ceva care devine de fapt un liant al comunității respective. Mai mult decât atât, se întreabă Sanda Golopenția dacă nu cumva această identitate pe care și-o asumă, această identitate discursivă pe care și-o asumă
țăranul respectiv nu este cumva o modalitate a lui de a-și găsi un loc în comunitate, pentru că el este venit din alt sat, este necăsătorit, n-a fost niciodată căsătorit și e lucrător zilier, deci nu are niciun fel de standing economic sau social. Bun. Foarte rapid despre memoria colectivă și grupurile de femei, voiam să dau câteva citate, că mai bine decât Sanda Golopenția e greu să vorbești despre astfel de tematici, de pragmatică, de lingvistică. Și ea spune, vom imagina că trecutul supraviețuiesc generos în jurul nostru, în repere pe care memoria celorlalți este, în fiecare clipă, dispusă și capabilă să le furnizeze. Deci, practic, memoria este dinamică, este fluidă, ține de grup, de dialogul deschis, de insider și nu de outsider. Și mai departe, aceasta presupune că memoria este întotdeauna lacunară, indicială mai degrabă decât iconică, la modul imperfectiv decât perfectiv, ezitândă mai degrabă decât sigură pe sine, punct de plecare pentru constituiri indefinit negociabile, mai degrabă decât depozit imuabil. Memoria colectivă se realizează prin dialog, există contururi indecise și mișcătoare ale amintirilor noastre solidare, ca să nu fim solitari. Și dialogul despre care vorbim adeseori este unul interior. Și de aici ajung la ceea ce mă interesează, subiectul care mă interesează, și anume la faptul că alături de memoria pulsândă în grupurile evidente, pe care o numește memorie patentă, manifestă, în engleză overt, e orice comunitate adăpostește și este dispusă să recunoască și memorii colective latente, adică covert, neexhibate. Iar acestea aparțin unor grupuri care nu sunt proclamate, identificate în mod deschis. Și aici sunt exemplul care este extraordinar de interesat și foarte frumos analizat este cel al grupurilor de femei din Breb. Iar grupul se distinge clar de celelalte grupuri și ocupă o poziție centrală, de pildă în ceremoniile de înmormântare sau de nuntă, dar este exclus de la cele religioase de botez. Și este foarte interesant ceea ce spune și ce critică face la felul în care sunt distribuite relațiile de gen în societatea populară din Breb din anii 70. Femeile vorbesc și cântă ritual în cadrul nunții, nu numai despre despărțirea fetei de părinți sau entuziasmul cu care intră în familia soțului, ci, și citez, în răspăr față de ritualul religios, moartea socială a soției prin intrarea acesteia într-o relație de dominație arbitrară, crudele limitări ale libertății individuale și nedreptatea subterană a raportului matrimonial. Și în felul acesta apar la Breb aceste grupuri de femei care se organizează în opoziție cu cele ale bărbaților. Au resurse puține, se petrec în interior, de obicei în interiorul casei unei femei în vârstă care funcționează ca garantă a ceea ce se întâmplă acolo. De cele mai multe ori muncesc, cos, torc și așa mai departe. Pe când grupurile de bărbați, la ei cheltuierile sunt semnificative, activitățile se desfășoară în spațiul deschis public al satului și mai mult decât atât, nu este vorba despre muncă, ci despre petrecerea timpului liber. Deci din nou o distribuție, mai curând o despărțire clară a rolurilor bărbaților și femeilor.
Următoarea temă la care știu că foarte nu... Scurt, foarte totuși, scurt, totuși, poate foarte... auziți pe doamna da, Golopenție. Am înțeles. Voiam să mă opresc foarte scurt la Ștefania Cristescu, să vorbesc pe scurt despre viața și despre... pe scurt despre câteva aspecte despre viața ei și despre mai ales publicațiile ei. Voi face un anunț în avantpremieră și mă bucur și mulțumesc editurii Spandugino că are în plan în continuare publicarea unui nou volum, unui alt volum al Ștefaniei Cristescu Golopenția, Sporul vieții, îmbunătățit, adăugit de editoare de data aceasta. Două cărți pe care Sanda Golopenția le-a editat ale mamei sale, Ștefania Cristescu, una se referă din nou la, deci ambele se referă la practicile magice ale femeilor, una în Drăguș, cealaltă în Basarabia. Una dintre ele a fost publicată chiar înainte de 1989 în Statele Unite ale Americii, dar completată ulterior. Am apucat să spun foarte, foarte puțin, dar ce voiam să subliniez despre Ștefania Cristescu este că a fost cercetătoarea, monografista din cadrul Școlii Sociologice de la București, care a avut cea mai mare productivitate academică și de cercetare, a publicat cel mai mult în revistele gustiene și în volume separate și, din păcate, cariera ei a avut urcușuri și coborâșuri și coborâșurile n-au fost strict legate de evenimentele politice ale României, prin care trecea România, ci și de diversele conflicte și de ambițiile de gen ale unora dintre colegilor ei monografii. Și mă opresc aici, era mult mai mult de spus, dar cu siguranță pot să scriu despre asta. Mulțumesc! Și mulțumesc pentru onoarea de a-mi încredința volumele să le redactez. Da, mulțumim și noi, Teodora Eliza Văcărescu. Privilegiul cel mare este să o avem pe doamna Sanda Golopenția împreună cu noi. Eu sunt foarte, foarte scurt și vă invit să ne spuneți ce doriți dumneavoastră în această seară. Pe noastră vrem să vă auzim cel mai mult. În primul rând, mă bucur că suntem împreună și mă bucur că ați dat timp cărții și ați citit lucrurile din ea cu atâta participare. Prima parte a cărții, Intermemoria, este o parte în care am încercat să elaborez o abordare teoretică simplă a memoriei, insistând asupra mediului rural. Deci, am studiat intermemoria în sate, dar n-am studiat intermemoria cât trebuie la nivel național, la nivelul culturii naționale. N-am avut, cum să spun eu, răgazul să abordez această temă care este fascinantă în sine. Deci intermemoria este o abordare parțială care poate fi continuată în același mod. Există într-o cultură un dialog permanent între membrii ei. Acest dialog poate să fie patent, dar poate să fie latent. Se poate trezi dintr-o întâmplare, dar este acolo și trebuie căutat. Cred că în momentul de față, când în sate se petrec transformări care complică aspectele memoriei, intermemoriei rurale, este momentul poate să studiem intermemoria la nivel național, la nivelul culturii noastre naționale. Dar tipul de abordare cu diferitele distinții pe care le-am făcut rămâne valabil și poate fi continuat și aprofundat și îmbunătățit
de către cercetători. Cu totul altceva se întâmplă cu volumul al doilea, cu partea a doua din volum, care este volumul Româna Globală. Îmi place că domnul Pătrășconiu a repetat aici, prin România Globală, încercarea de a da titlul acesta volumului, făcută de Alina Ledeanu, care este unul din inspiratorii volumului și care a găzduit prima publicare a volumului în antologia publicată de secolul 21. Ea îmi propunea România Globală. Mi s-a părut că nu ăsta era scopul principal, dar este într-adevăr și ăsta un aspect. Deci Româna Globală este cu totul altceva. Româna Globală am scris-o sub impulsul unei mișcări de renaștere care se producea în România la începutul anilor 90, grație lui Marius Sala și Mioare Avram, cercetători de amploare, cercetători care abordau teme mari și care au publicat, de exemplu, Enciclopedia Limbii Române, una din lucrările mari și importante ale lingvisticii românești. Dar Româna Globală, ceea ce au publicat ei, ceea ce a apărut în volumul meu Româna Globală, este databil, este irepetabil și trebuie continuat prin alte studii de caz care să fie alte felii de întrebuințare a limbii cu care să poată fi comparate. Deci suntem într-un moment în care amploarea cercetărilor cu privire la țările în care se vorbește română ca limbă secundară, cu privire la schimbările pe care le suportă româna în această calitate, au devenit așa de numeroase, încât ce am scris eu în carte este o etapă depășită. În momentul de față trebuie făcute din nou cercetări pentru ca să se ajungă, am depășit cumva timpul, că mă pot opri în orice clipă. Nu, suntem ok, suntem ok. Suntem în timp, da, vă rog, vă rog. Da, deci, în momentul de față, eu am publicat această carte pentru că, ca să se vadă cam cum se poate studia difuziunea unei limbi pe glob și cam ce trebuie făcut pentru ca să avem o imagine a prezentului, fiindcă avem o imagine a trecutului, dar nu avem o imagine a prezentului vorbirii românei în lume. Da. Vă mulțumesc mult! Noi vă mulțumim și ne bucurăm încă o dată să fim împreună. Cred că bine meritați aplauze pentru grație și pentru prezență. Doamna Teodora Eliza Văcărescu, 20 de secunde vrea să adaugi. 20 de secunde. N-am avut timp să vorbesc despre tot ceea ce voiam. Voiam să vorbesc despre un capitol din România Globală și tocmai a plecat domnul profesor Zoltán Roztás. Ați folosit în România Globală foarte multe extrase din aceste două volume tur-retur. Deci, practic, felul în care persoanele care pleacă din țară de cele mai multe ori la muncă în străinătate, unele și rămân acolo, dar altele se întorc, cum se relaționează, care este sentimentul, emoția și felul în care se apropie de limba română acolo unde se află. Deci diverse experiențe diferite în funcție de comunitatea în care se află și de asemenea de psihologia fiecăruia dintre cei intervievați. Este un capitol în România Globală. Da, mulțumesc! Și noi mulțumim. Nu putem spune chiar totul într-o singură lansare de carte. Încă o dată a fost o bucurie să fim împreună. Doamna Sanda Golopenția, poate să deschidem apetitul spre lectură unor noi cititori. Mulțumiri Doina Jela și Teodora Eliza Văcărescu. În câteva minute, la standul editurii Spandugino, o altă lansare cu domnul Constantin Eretescu în prim plan,
vor vorbi împreună cu domnia sa, nu în același timp, desigur, Teodora Eliza Văcărescu și Mihai Zanfir, în câteva minute la standul editurii Spandugino. Mulțumiri!